La Târgu Jiu și la Chiajna s-au mai încurcat cei de la CFR. A fost 0-0 cu Pandurii și 1-1 împotriva celor de la Concordia. O minge lăsată pentru Pancu, însă s-au baricadat bine acolo Larie și Sușici. O ieșire la offside greșită a defensivei CFR-ului. Ciolacu ia fața lui Camora. Ciolacu se întoarce. O minge scoasă pentru Alex Coman. Șut greu de apărat pentru Super Mario Felgheiraș. Portarul CFR-ului respinge în afara terenului de joc și va fi corner pentru Rapid, minutul 15, prima ocazie importantă a acestei partide. Alex Coman îl întrebuințează pe portarul Mario Felgheiraș. Va fi lovitură de la colțul terenului pentru echipa lui Marian Rada. Bate același Alex Coman, o face pentru Tânc și acum un luft de zile mare a lui Rui Miguel. Revine portughezul în blocaj, o minge pe care scria gol, însă se opune extraordinar Sușici. Asediu în careul lui Mario Felgheiraș. Va fi din nou lovitură de la colțul terenului pentru Rapid. Emil Dică este cel care a tras până la urmă la poarta CFR-ului după ce Rui Miguel s-a încurcat în două rânduri și până la urmă mingea a ieșit din Sușici, din nou un corner. Nu permite Robert Dumitru executarea loviturii de la colț până când nu potolește acolo câțiva.